包包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 
Internet Explorer-ul ne scoate din cultură până la urmă, oricât de blamat ar fi. Back to the base. Păi da. Da, până faci așa, puteți să mai întrebați, nu? Puteți să mai întrebați? Sincer, să fiu, eu mă simt puțin cam așa, că toată lumea cred că nu prea vă Iar nu am făcut același cont și pe euro și pe lei ca să-mi dau seama efectiv de sună un iPhone. Care e diferența dintre același client, cum ar veni. Adică n-am făcut un client pe euro și un client pe ron să văd care e diferențele. Am făcut clienți diferiți și atunci să-ți dau n-am un sistem de referință ca să pot să spun, măi, uite, dacă pe ăsta l-aș fi făcut pe ron, ar fi avut diferit de ăsta care e pe euro. Dar îți pot spune că domenii asemănătoare, pe euro și pe ron,
pe euro, am mai puține subdiviziuni și mi-e mai greu să jonglez cu bici. Probleme de conversie nu sunt, există o referință comună la Google în momentul când face conversii de la licitație, unitate monetară comună, ca să poți facă comparație. Nu, nu e nicio problemă. Chiar dacă ai și aici ai o postscriptum, chiar dacă ai cardul în lei și faci și alegi moneda în euro, nu e nicio problemă să faci conversie, nicio problemă. Doar că, deci problema în lei este asta, că poți să ai mai multe variații. Și personal am văzut că bidurile sunt mai mari. Adică eu pun bidul mai mare și costul mediu pe click e mai mare. Costul pe click e mai mare. Dar nu e o regulă. Poate s-a nimerit la clientul, la domeniul ăla. Aveam un quality score bun și totuși click-ul era, costul era mai mare. Dacă l-am împărțit, că aveam 0,38 dolari, care 0,38 dolari este echivalentul a un RON, și când am coborât la 0,05, care e echivalentul a 20 de cenți, o campanie de contextuală era, nu mai mi-a afișat reclama, adică pe anumite poziții, unde pe aia mi-ar fi afișat la 0,20. Și diferența concretă pe care pot să o spun între dolari și lei este cu activarea contului. Costă 10 dolari dacă ales dolari, iar dacă ales lei costă 40 de lei. 20 de lei. 40 de lei. Ah, 40 acum? Nu, acum costă cică 40. Acum costă 40. Când ai făcut un 40 acum o lună de zile. Plus mai e o chestie care să o înțelegeți. Google-ul nu dă la toată lumea același lucru. Vorbesc fac sensul. Dar pe mine mă taxează cu 20 de lei. Și mă pot e făcut acum 26 în urmă. Asta se zice. Nu, nu este cu taxă lunară. Dar dacă oprești campania, te depunctează. Deci dacă nu lași campania să ruleze chiar și cu un buget de 1 euro, ai o depunctare la nivel general în istorie cu campania. Asta e iară, din experiență. Ei nu zic asta. A, nu mă, ei vorbesc de prepay, mă, nu de postpay. Deci există două opțiuni de plată, prepay, postpay. Prepay... Hai să creăm prima campanie. Deci am creat contul, la un moment dat am primit un mesaj că nu se vor afișa nici de anunțe până nu introducem informațiile de plată. În contul meu, referințe cont. La fel, aici nu, aici se poate schimba așa. Aici se poate schimba așa. România. Ieri am avut un coleg și prieten, are o firmă de recuperare de debite creanțe și mai departe și a creat singur prima campanie Google Ads. A venit și m-a întrebat de ce îi se facturează înainte sau care... De ce să selecteze acea facturare înainte sau facturarea după ce campania îi se... Este exact ce avem acum. Deci există două tipuri de facturare, pe plată ulterioară, după ce se termină, după ce primim click-ul, atunci Google va tracta automat cu suma respectivă cardul sau cu plată anticipată. Adică dăm niște bani, punem niște bani, Google ne facturează și ne taxează înainte și apoi din acea sumă Google începe să tragă de fiecare dată când... numai cu... Nu. Conturile mele au fost făcute numai cu facturare prin plată ulterioară. Nu, nu, deci, nu la el. N-a zis ceva de AdSense, că dacă putem să facem plată din AdSense în punctul de AdWords, nu se poate. Deci, eu am optat întotdeauna pentru prima variantă. Am un client, nu i-am creat contul și a ales de la început să facă plata cu factură, să plătească anticipat. Și încarcă contul cu o anumită sumă de bani, pe măsură ce îi se termină. Există avantaj, poți să... Nu știu, da, chiar te rog, dacă știi, ar fi bine să le...
Da, deci plata anterioară are avantajul că plata se face pe etape. Prima etapă se întâmplă la 100, nu vreau să zic exact, etapele sunt diferite. 100, 200, 300, 500 de unități. Acum, dacă se euro, dacă nu le transformă în lei. Dar nu e chiar echivalent. Și tu, de exemplu, dacă ai o campanie care, deci îți rulează la pragul ăsta, ca să, pentru că ești client nou, te oprești la pragul de, să zicem, 8 milioane, nu, 5 milioane, da? Deci tu până la 5 milioane nu plătești nimic. Tu primești clipuri, iar îți generează lead-uri, dacă ai o campanie bună, îți generează și vânzări, dacă tu le finalizezi până la sfârșitul lunii, putem? Da, deci ca și cash flow e mai bun să pui la sfârșit. Acum, dacă ești un client care nu are un, cum să zic, dacă tu zici, ok, banii ăștia am eu la mine și vreau să-i bag în AdWords, îți recomand mai degrabă să mergi pe plata anticipată, pe prepay, pentru că o să-i cheltui bani și la un moment dat îți rămân, nu mai poți să începi altă campanie și nu te întinzi mai mult decât ți-e plată. Dar mai e un avantaj. Dacă tu nu faci bugetul ăla mic până la sfârșitul lunii, deci dacă te încadrezi sub suma minimă, te facturează abia la sfârșitul lunii. După ce treci de mai multe perioade și ai o campanie mai mare și ajungi la pragul maxim, te facturează la 20 de milioane sau la sfârșitul lunii. Da? Și îți mai permite o chestie, nu vă recomand, dar dacă nu aveți și aveți o problemă de cash flow, folosind un card pe care, în care nu e legal la contul direct de firmă, lucru care vă recomand pentru plățile online, să nu aveți contul de firmă legat la card, ci cardul să fie un cont asociat, cont lângă, să transferați bani pe el de fiecare dată când sunteți aproape de data când trebuie să vă ia banii Google-ul, când trebuie să vă ia banii Google-ul, să vă obișnuiți cu metafora asta. Și mai e o soluție, mai e o chestie. Din anunță. A încercat procesarea cărții de credit și... Da, e bine să nu vedeți anunțul ăla. Că dacă vedeți anunțul ăla, deja e prea târziu și se oprește campania. Câteodată. Se pot seta alerte, se pot seta SMS-uri, se pot seta tot felul de chestii din urmă. Se primește SMS în momentul în care s-a încercat plata și nu s-a reușit. Atunci automat poți să intri sau... Sunt. Da. Și avantajul care mai e, avantajul, dar ți-a zis, nu e chiar ok așa, este că dacă n-ai bani pe card la debitarea 20 de milioane, care e suma maximă, sau la lună, nu te dă nimeni, nu-ți ia nimeni capul. Problema este că nu poți să mai faci nicio campanie pe contul respectiv. Nu vă recomand să faceți al doilea cont, pentru că la un moment dat asta intră în litigii și nu e chiar ok. Dar, dacă n-aveți o lună de zile bani, pentru campania așa, puteți să stați o lună de zile fără să aveți bani pe cardul ăla, încearcă permanent să debiteze, când aveți bani începeți următoarea campanie. Deci asta e un avantaj. Deci tu poți să ai, practic te creditează Google-ul cu 20 de milioane în valoare în click. Nu-ți ia dobândă, nu? Da, nu-ți ia dobândă, nu-ți ia dobândă. Deci e un lucru. Nu, ce? Trebuie să specifici informațiile tale cu care, informațiile de plată. Ce plătești? Care e plată? Le completez Adriana, ca să primeam și ceva de notat. Completez detaliile de plată ca să spun ea și ceva. Vreau să-mi iau notițe vis-a-vis de statul pe care îl completez acum. Da, pentru că dacă vrei să faci plata anticipată, trebuie să faci plata de anticipată. Am două copii, din păcate nu pot să le folosesc. Le foloseam, dar chiar nu pot să le folosesc. Să le distrugem. Nu, vreau să specific două lucruri, vreau să vă spun. Dacă acest cont îl faceți pe firmă, puteți să vă deficiți CDA-ul, da? Adică nu că puteți să vă deficiți CDA-ul, nu există, practic, plată. Pentru că specificând datele voastre, nu știu, contabilii știu mai bine. O mare problemă, nu încercați să stornați facturi de la Google. Am un client care vrea să storneze o factură. Încercați să vorbiți cât mai puțin cu clienții pe sub la Google și să aveți cât... Pentru că primiți răspunsuri după 5 luni. Și evazive și total absurde. La modul, după ce ai dat toate informațiile vizitate campanii, mai ai niște chestii pe care trebuie să le discuți, elemente, explici problema și după aceea te întreabă, dar care e ID-ul contului?
Să vă zic și o experiență cu customer service de la AdWords. Am lucrat cu cei de la AdWords la o campanie și la un moment dat nu mai puteam să facem plăți. Și trimiteau, încercau, era cartă de credit și nu reușea să facă plata. Și aveau acolo, nu puteau să meargă nicio campanie. Și tot contactat și la un moment dat 50 de dolari, uitați, folosiți-o $50. Va fi voce. Da, ce mai zic. După ce s-au introdus informațiile de plată și mai departe, o să începeți să creați prima voastră campanie. Acum o să vă las voi să o faceți acasă, treaba asta. Putem să facem într-o... O să fie o altă întâlnire pe AdWords în ianuarie și... Asta cred că e partea pe care voi ar trebui să o descoperiți sau măcar să apelați la un profesionist. Cineva care se pricepe, a făcut, are rezultate. Cineva spunea cum s-a făcut să găsească un specialist. Păi, în primul rând, căutați după rezultate. Vedeți pentru cine a lucrat și feedback clienților, care au fost rezultatele, cum a reușit să aducă beneficii companiei respective. Asta este principal criteriu. Există foarte mulți. Hai să încheiem acum. Mulțumesc pentru atenție, sper că am fost extrem. Bravo, bravo! Prezentarea mea nu a fost pentru cei care știau deja treaba asta, dar țin să specific. O să mai fie o secțiune de întrebări, acum o să dăm feedback-ul, știu ce? O să mai fie o secțiune de întrebări la sfârșit, puteți să stați și după să mai vorbiți, dar deocamdată am încheiat.